Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Suntem în direct la TVR Cluj și avem două subiecte foarte interesante și în această seară. Cluj-Napoca este, prin excelență, un oraș universitar. Cu sau fără pandemie, universitățile din urmea noastră încearcă de la an la an și îmbucurător este și faptul că reușesc să urce în clasamentele internaționale. Iar partea de cercetare joacă un rol hotărător în această ascensiune. Dar cercetarea de calitate, cercetarea de vârf, nu se poate face astăzi decât dacă cercetătorii, cadrele didactice, studenții, au acces la așa numita literatură de specialitate, adică la cele mai recente rezultate ale științei. Este un aspect esențial atât pentru științele exacte, cât și pentru cele sociale și umaniste. Săptămâna viitoare, pe data de 15 aprilie, online evident că așa stau lucrurile în pandemie, va avea loc conferința intitulată Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din România. Va fi prezentat modul în care este asigurat accesul mediului academic din România la literatura științifică de înaltă calitate, dar și relevanța acestui aspect pentru dezvoltarea cercetării în instituțiile de profil din țară. Alături de noi va fi doamna profesor universitar dr. Luminița Silaghi Dumitrescu, președintă a Asociației Anelis Plus. În partea a doua a emisiunii vom discuta cu doamna conferențiar universitar dr. Gabriela Ciot de la Facultatea de Studii Europene despre Centrul de Negocieri Internaționale proaspăt reînființat la Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o lume care se reașează cu ocazia acestei pandemii, e de-a dreptul reconfortant gândul că UBB Cluj va pregăti specialiști în acest domeniu. Dar până atunci îmi face o deosebită plăcere să o salut pe doamna profesoară Luminița Silaghi Dumitrescu, președinta Asociației Anelis Plus. Doamna profesoară, bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Plăcerea este de partea noastră. Este o bucurie și onoare pentru mine să pot să... Plăcerea e de partea noastră, doamna profesoară. Pentru telespectatori, care unii dintre ei probabil cunosc mai puțin activitatea asociației pe care o conduceți dumneavoastră, dacă ați putea să ne faceți o prezentare succintă a acestei asociații, Asociația Anelis Plus. Da, cu mare plăcere. Asociația Anelis Plus, Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare, Dezvoltare, a Bibliotecilor Centrale Universitare și Academiei Române, a fost înființată în 5 septembrie 2011. De ce se cheamă Plus? În perioada 2009-2011 s-a derulat în România, sub coordonarea mai întâi a INID-ului și apoi a UEFISC-DIU-ului, instituției finanțatoare pentru cercetare în învățământul superior, un proiect care s-a chemat Anelis. Proiect prin care se oferea acces la electronic la literatura științifică pentru întreaga comunitate de cercetare, învățământ superior, institute de cercetare, biblioteci, centrale universitare, un proiect finanțat din fonduri europene. La încheierea acestui proiect a fost necesară găsirea unei soluții pentru continuarea accesului într-o formă cât mai apropiată de ce se întâmplă în jurul nostru în lume. Și ideea care s-a născut în mai multe întâlniri care au avut loc între reprezentanții ai universităților și institutelor de cercetare și ai Ministerului Cercetării din vremea aceea, a fost înființarea unei asociații care, pentru a transmite utilizatorilor că oferă același tip de servicii, cel puțin, și într-adevăr a fost nu numai atât, s-a numit Anelis Plus. Deci este o organizație deja cu tradiție, doamnă profesoară, putem să spunem asta. Da, deci din 2011 și înființarea asociației a avut ca scop să reprezinte interesele de informare și documentare ale comunității de cercetare din România,
susținând implementarea de politici educaționale, de cercetare, prin achiziția de acces la resurse electronice. Cine anume, fost, doamna profesoară, îmi cer scuze, aici, cred că e important, cine anume face parte din această asociație, doamna profesoară? Din această asociație, obișnuiesc să spun atunci când reprezint interesele asociației, că reprezentăm comunitatea de cercetare din România și o să vedeți că nu exagerez prea tare. 57 de universități, 48 de universități de stat și 9 private și 39 de institute naționale de cercetare de dezvoltare, plus institutele Academiei Române, plus cele 4 biblioteci centrale universitare, București, Cluj, Iași, Timișoara. Un număr impresionant de membri. Sunt bibliotecile centrale universitare din România. În total, 100 de membri. Un număr deci, impresionant. Practic, toate universitățile de stat, 9 universități private, plus 39 de institute de cercetare de peste tot, acoperind toate domeniile de cercetare din, nu numai din România, domeniile de cercetare, punct. Dar având în vedere faptul că, doamna profesoară, deja sunt 10 ani de când există această asociație, care ați putea să ne spuneți că ar fi fost până în acest moment principalele proiecte, principalele activități ale acestei asociații, ca mai apoi să facem legătura cu evenimentul de săptămâna viitoare? După înființarea asociației, Ministerul Cercetării a scos la competiție un proiect de capacități în cadrul Programului Național 2, proiect de asigurare a accesului la literatura științifică, care s-a derulat între 2013 și 2016. Asociația noastră a participat la competiție, pentru că a fost o competiție, a fost evaluat proiectul și am câștigat. În concluzie, a fost derulat proiectul care a oferit acces la electronic la literatura științifică în intervalul 2013-2016. A fost un proiect cam de 150 de milioane de lei. A fost un proiect în care e foarte important de menționat, în care pe lângă contribuția de la buget, de la Ministerul Cercetării, instituțiile membre în proiect au contribuit cu 20% din valoarea resurselor electronice pe care noi le-am achiziționat. Deci a fost și o contribuție, aceasta a fost decizia Ministerului, ca instituțiile membre în proiect să acopere 20% din valoarea achizițiilor. Au fost achiziționate peste 20 de baze de date, atât full text cât și scientometrice, și în plus, din niște mici economii, am achiziționat și cărți electronice, deși nu era în proiect. Aș face o mențiune despre acest proiect. Vă rog. Și asta pentru că îmi place să laud munca colegilor. A fost un proiect derulat după reguli naționale. În 2016 s-a încheiat un memorandum cu Uniunea Europeană și au fost admise câteva proiecte de cercetare derulate după reglementele naționale pentru recuperarea banilor de la Uniunea Europeană. Deci s-a reevaluat proiectul acela după regulile europene privind achiziții, documente, activități și toate cele. Și o spun, cum am zis cu mândrie, că s-au recuperat banii pe care
asociația banii cheltuiți pentru achiziția accesului la literatură. Asta e foarte important pentru că doamna profesoară, s-ar putea ca nu toți telespectatorii să înțeleagă următorul aspect. Sunt foarte, foarte costisitoare aceste baze de date. Deci există. Nu vă aud. Spuneam, doamna profesoară, ne auziți? Acum da. Am făcut această observație și anume aceea că prețul pentru aceste baze de date este unul foarte mare. Este de-a dreptul da. Impresionant de multe ori și reprezintă o dificultate uneori pentru instituțiile respective să asigure accesul la aceste baze de date. Da. Chiar și numai cei 20%, o să vă spun imediat cât costă achiziția accesului la bazele de date, separat de cea mai cumpărat noi, la o achiziție pentru 12 luni. Și anume în jur de 10 milioane de euro. Dintre care 7 milioane și jumătate vin de la din fonduri europene plus contribuția guvernului român și 25% de la instituțiile membre. Deci valoarea achiziției de acces la literatură într-un an, pe 12 luni, este în jur de 10 milioane de euro. Spuneți-ne, vă rugăm, doamna profesoară, care sunt cele mai importante aspecte care privesc acest eveniment, această conferință care va avea loc săptămâna viitoare? Proiectul acesta, Anelis Plus 2020, este nu o continuare a proiectului precedent, ce a adus ceva în plus, și anume în cadrul acestui proiect am dezvoltat un depozit național în care sunt găzduite cărți electronice achiziționate prin acest proiect, deja câteva zeci de mii de cărți electronice, accesibile membrilor din asociație care sunt parte în proiect, și este un punct important, plus au fost achiziționate arhivele unor edituri importante, Elsevier, Springer, Wiley și arhiva de la Clarivate Analytics, fostul Thomson Reuters, baza de date care ne asigură evaluările pentru concursuri, pentru diverse ierarhizări în lume și în țară. Deci, celebri factori de impact, indici Hirsch. Deci, pentru aceste patru, de la aceste patru edituri, am cumpărat arhivele care rămân la noi definitiv în depozitul nostru național. Deci, independent de edituri. Este ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în proiectul acesta Anelis Plus 2020. Achiziția de articole full text de la 23 de edituri, 4 baze de date scientometrice pe care le cunoaște cercetătorul român, Scopus, Clarivate fiind cele importante, și arhive. Pe lângă achiziția aceasta, toate editurile au obligația prin contract să facă sesiuni de instruire, de training cu membrii asociației. Deci toate editurile și în clubul Universității Babeș-Bolyai s-au desfășurat în fiecare an câteva sesiuni de instruire organizate de edituri. Organizăm tot în cadrul contractului workshop-uri pe teme
importante, una dintre ele care este în dezbatere fiind Open Access, Open Science. Noi am organizat workshop-uri invitând specialiști în domeniu. Deci nu am povestit numai noi despre asta. Și participarea a fost la unele workshop-uri impresionantă. 70-80 până la 100 de persoane din o zonă. Iașu a fost cel mai bine situat din punct de vedere al participării. Sigur, sub toată această acțiune este o muncă de negociere cu editurile, o de interacțiune cu membrii care au libertatea să schimbe. Nu toți membrii au acces la toate resursele. Deci fiecare instituție alege ce resurse cofinanțează. Și doamna profesoară, aș vrea opțiunea de la an la să an. Clarificăm un aspect care e relevant pentru telespectatori. S-ar putea să fie un limbaj prea tehnic acesta al open access, al faptului că cercetătorii au nevoie de această facilitate pentru studiile lor, pentru cercetarea pe care o realizează. Ce înseamnă open access și de ce este acesta relevant pentru cercetători, pentru universități, pentru toate instituțiile și institutele de care ați amintit adineauri? Conceptul de publicare open access nu este nou. Sunt reviste care au fost dintotdeauna open access, adică oricine a putut să acceseze, să citească revista, fără să plătească nimic pentru aceasta. Acum, ceea ce facem noi, spuneam, cumpărăm acces electronic la literatura științifică. Deci, autorul publică gratuit, dar pentru ca alți autori să citească, trebuie să plătească editurii operațiunea de peer review, de publicare și așa mai departe. Ideea de open access vine în sprijinul creșterii nu vizibilității cercetătorilor, așa cum insistă unii colegi, ci creșterii comunicării între cercetători. Grăbește diseminarea rezultatelor în comunitatea de cercetare și se asigură tuturor cercetătorilor acces la rezultatele publicate într-un articol open access. Deci este acces deschis. Din punct de vedere al autorului, există mai multe tipuri de open access și au fost botezate de comunitatea de cercetare și de publicare în culori. Este gold open access, deci de aur, care presupune publicarea pe baza unei taxe sau corelată cu o taxă pe care o plătește cercetătorul sau instituția unde lucrează cercetătorul. Deci se plătește pentru publicare, deși pentru publicare se asigură peer review, deci nu se publică pur și simplu pentru că se plătește. Deci plata o face autorul generic și oricine are acces la articolul respectiv. Articolul este liber de copiat, de folosit, de copiat în sensul ca să-l citești, de downloadat. Am vrut să evit cuvântul englezesc, să-l folosești la citat, respectând etica și deontologia, și se citează ca orice articol. Este ceea ce eu am numit lumea. Eu ca cititor spun că nu mă costă nimic.
Dacă sunt plătitor la Anelis Plus, spun că am plătit ca să citesc și aici nu mai plătesc. Se plătește, dacă vreți, în detail. Fiecare autor plătește și noi cu toții avem acces. Doamna profesoară, nu mai avem foarte mult timp din discuția noastră din această seară. Timpul a zburat pur și simplu și ceea ce aș vrea să vă întreb, în ce măsură ați văzut o diferență în accesarea literaturii de specialitate în pandemie? Pentru că noi de multe ori în această perioadă am discutat cu invitații noștri la emisiune despre modul în care viața noastră s-a schimbat în decursul acestui an și cu certitudine cercetarea a fost unul dintre domeniile care a încercat să se adapteze într-o formă sau alta și acesta este motivul pentru care vă întreb, având în vedere faptul că cercetătorii prin acest proiect, cercetătorii din România, au acces facil la publicațiile din străinătate și nu numai, ați văzut o diferență în accesarea acestor baze de date? Da. Unu, a crescut numărul de accesări în valoare absolută față de anul precedent. Nu poate fi neapărat legat de pandemie, pentru că în fiecare an a crescut numărul accesărilor. Acum însă parcă a crescut un pic mai mult. Și când spun parcă, înseamnă că a crescut de adevăratelea. Ceea ce este semnificativ, a crescut numărul de accesări de pe mobil, deci accesul mobil, de pe laptop, telefon, desktop-ul de acasă, deci din afara instituțiilor, față de accesul din instituție. Și vă pot da o valoare. 12 milioane de accesări în anul trecut, din iunie până în decembrie, 12 milioane de accesări acces mobil și 3.700.000 acces de pe calculatoarele din instituții. Asta înseamnă, doamna deci, profesoară, că s-a făcut mai multă cercetare de acasă decât din instituții? Cel puțin documentarea. Deci documentarea s-a făcut mult mai în măsură mult mai mare de pe device-uri proprii decât de pe IP-urile instituționale. Dar doctoranzii, de exemplu, și studenții care au acces la literatură, pentru că au și ei acces, sunt membri ai universității, își folosesc laptopurile și în interiorul universității. Le e mai comod fiecare cu laptopul lui. Însă e clar, documentarea prin acces mobil a câștigat teren de 3 ori mai mult decât de pe IP-urile instituționale. Studenții au de pregătit rapoarte, referate pentru seminarii și folosesc foarte mult bazele de date, accesând de pe mobil, nu din instituție. Doamna profesoară, pentru că vă rog. Da. Aș vrea să vă întreb, având în vedere faptul că probabil lumea realizează că este vorba despre o facilitate extraordinară pentru cercetători. Deja de 10 ani se desfășoară proiecte similare, deja de 10 ani există acest acces gratuit. Care va fi viitorul acestor proiecte? În ce măsură se vor derula și pe mai departe? Speranța mea este că în viitor reprezentanții noștri de la Ministerul Cercetării, Dezvoltării, Digitalizării și cei de la fonduri europene vor răspunde propunerii făcute de noi încă cu un an în urmă
de a introduce în programul nou de pe fonduri europene, POCITIF-ul, un proiect care să continue proiectele derulate până acum. Este speranța noastră, noi am propus o variantă de proiect care să fie introdus în programul operațional de creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare 2021-2027. Este o propunere susținută de Consiliul Național al Rectorilor prin glasul domnului rector Daniel David, actual președinte al Consiliului Național al Rectorilor, susținută de conducerea Ministerului Cercetării deocamdată și sperăm că se va realiza. Sigur, pentru aceasta este nevoie de susținerea întregii comunități de cercetare. Noi suntem pregătiți să mergem mai departe cu un astfel de proiect și prezența la conferința de vineri a domnului ministru al cercetării, al domnului profesor Daniel David, a secretarului de stat de la Ministerul Fondurilor, ne dă o speranță că vocea noastră este ascultată și luată în considerare. Să sperăm că așa va fi. Doamna profesoară, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii pe care ni le-ați oferit în această seară și vă dorim mult succes cu odată conferința de săptămâna viitoare și apoi cu continuarea acestui proiect care este, iată, atât de relevant pentru cercetătorii, cadrele didactice și studenții din întreaga țară. Vă mulțumim încă o dată, numai bine! Vă mulțumesc și eu și vă doresc succes și sănătate! La fel, la revedere! Doamnelor și domnilor, noi continuăm emisiunea noastră, așa cum anunțam la început, discutăm despre Centrul de Negocieri Internaționale, reînființat la Universitatea Babeș-Bolyai. Alături de noi se află doamna conferențiar universitar dr. Gabriela Ciot, cea care conduce acest centru. Doamna profesoară, bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația. Bună seara, mulțumesc frumos, domnule Mihnea Stoica. Sunt onorată de fiecare dată să răspund invitațiilor care vin de la dumneavoastră și la TVR Cluj. S-a dovedit a fi o perioadă și încă este în continuare o perioadă foarte încărcată pentru proiectele dumneavoastră, pentru că nu e prima dată când ne întâlnim la TVR Cluj. Înainte de a discuta despre Centrul pentru Negocieri Internaționale și este vorba despre un proiect absolut binevenit atât la Universitatea Babeș-Bolyai cât și în general în România, având în vedere toate aceste schimbări prin care trecem la nivel european și internațional. Înainte însă de a discuta despre acest subiect, doamna profesoară, pentru că este tema momentului, este subiectul momentului, aș vrea să facem referire la un incident de natură internațională, probabil, dar ne veți lămuri cu acest aspect dumneavoastră mai bine. Și aș vrea să-i rog pe colegii noștri să difuzeze acest scurt material video pe care l-am pregătit. Și anume, e vorba despre o întâlnire care a avut recent loc la Ankara între Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Charles Michel, președintele Consiliului European, pe de o parte, și președintele Recep Erdogan al Turciei pe de cealaltă parte. Cu ocazia acestei întâlniri, ce s-a întâmplat foarte pe scurt pentru telespectatori, guvernul turc a pregătit pentru cei trei lideri două scaune, ceea ce înseamnă că președinta Comisiei Europene a fost lăsată fără scaun la întâlnirea respectivă, a fost puțin dezorientată, s-a așezat pe o canapea, vedem la o mare distanță față de ceilalți. Imaginile titrează presa și din România și din alte țări. Imaginile acestea au determinat speculații, citez aici, de sexism pe rețelele sociale sau un afront chiar intenționat împotriva Uniunii Europene.
Doamna profesoară, dumneavoastră ați fost în mijlocul politicii europene, sunteți în continuare o fină observatoare și analistă a ceea ce se întâmplă la nivel european și nu numai. Cum comentați această situație, acest incident care a avut loc, iată, la Ankara? Este un eveniment care a reținut atenția mediei europene și naționale, însă noi nu avem acum toate datele de analiză. Am auzit doar păreri și am citit speculații. Am văzut reacțiile multor eurodeputați. De asemenea, Comisia Europeană, printr-un purtător de cuvânt, și-a exprimat un punct de vedere, însă noi nu avem o armonizare în exprimarea pozițiilor instituțiilor europene față de acest eveniment. Așa că eu propun să vedem care vor fi aceste puncte de vedere înainte de a ne aventura și a specula asupra acestui eveniment. Nu știm până la urmă dacă a fost intenționat, pentru că au fost speculații, și atunci reacțiile noastre nu ar fi cele mai corecte. Fiind, cum a spus și dumneavoastră, un observator și fiind implicată în politica europeană, cred că cel mai bine pentru a ne putea exprima față de un eveniment și a putea să facem o evaluare obiectivă este să avem toate elementele de analiză. Așadar, să așteptăm punctele de vedere din partea instituțiilor europene. Da, dificil, dificil cu politica europeană și politica internațională. Doamna profesoară, tema centrală a acestei emisiuni este, în schimb, acest centru de negocieri internaționale de la Universitatea Babeș-Bolyai, așa cum arată și afișul pe care îl văd telespectatorii noștri în imagine. A avut loc un soi de eveniment de deschidere sau de redeschidere a acestui centru chiar astăzi. Povestiți-ne, vă rugăm, despre ce e vorba. Mulțumesc, sunt foarte bucuroasă să pot să împărtășesc cu dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră acest eveniment de înaltă ținută academică. Ați surprins foarte exact, domnule Mihnea Stoica, este vorba de o relansare a acestui centru care a fost inițiat prin intermediul unui program Jean Monnet Ad Personam în 2012. Proiectul este intitulat Negotiations and European Policies, adică negocieri și politici europene. Proiectul a fost inițiat, a fost coordonat de profesorul universitar Vasile Pușcaș, iar ideea domniei sale la acel moment a fost că, observând ceea ce se întâmplă la 5 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și văzând că integrarea europeană nu parcurge pașii pe care ar fi trebuit să-i parcurgă conform negocierilor de aderare și tratatului de aderare, atunci când domnia sa a văzut, dacă îmi permiteți să folosesc acest cuvânt, bâlbele care apar la nivelul aplicării politicilor europene, al mecanismelor și procedurilor europene, a venit cu această idee de a demara acest proiect, care a constat nu doar în cursurile academice, ci mai ales în inițierea acestui centru care urma să deservească și comunitatea. Desigur, eu am venit la Facultatea de Studii Europene în urmă cu o decadă, făcând parte din echipa profesorului Vasile Pușcaș, și una din sarcinile de lucru pe care le-am avut a fost tocmai coordonarea activităților centrului. Desigur, probabil unii dintre dumneavoastră știu, m-am ocupat de acest centru, am plecat apoi la București, profesorul Pușcaș s-a retras și iată că am revenit și am dorit foarte mult să reinițiez
inițiez această activitate, mai ales pentru că studenții de la acea vreme care acum sunt doctoranzi și ai mei sau își desfășoară activitatea în domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor europene, au văzut necesitatea negocierilor și a pregătirii în acest domeniu și ca atare am ținut foarte mult să realizez această relansare a activităților centrului. Am văzut, doamna profesoară, da, că a fost un interes deosebit și cu ocazia relansării acestui centru astăzi. Am văzut câteva imagini din mediul online, astăzi totul se desfășoară în online, deci și această relansare a avut loc astfel. Un număr impresionant de studenți. Cum au primit actualii studenți? Dacă spuneți că mai vechi studenți, să le spunem, foștii studenți, deja absolvenți, doctoranzi, au considerat relevant această activitate, cum s-au raportat cei care sunt acum pe băncile facultății, să spunem, sunt acasă, nu la facultate, că așa sunt vremurile pe care le trăim, dar, repet, cum au primit ei această veste a redeschiderii acestui centru? Feedback-ul a fost foarte pozitiv. Desigur, eu am anunțat acest eveniment, iar majoritatea studenților sunt în anul 2 la specializarea relații internaționale și studii europene la Facultatea de Studii Europene și au dorit foarte mult să se implice și să participe și la această deschidere, dar ulterior în activitatea centrului, pentru că noi în partea de seminarii, facem cu studenții simulări de negociere europene. Mă refer la mine și colegul care mai predă negocieri. Cred că este foarte important să punem accent pe această profesionalizare care, iată, vine la solicitarea studenților, care de asemenea are reverberații dinspre solicitările pieței forței de muncă. Și, practic, universitatea acum trebuie să răspundă acestor solicitări. Probabil ați citit și dumneavoastră analizele prezentate de mulți specialiști în domeniul resurselor umane care spun că în această eră a digitalizării competențele care se solicită sunt cele legate de comunicare, de cooperare, de gândire critică și creativitate, adică exact acele competențe pe care le dezvoltă negocierea. Și iată că în acest moment în care și sistemul internațional se reconfigurează, nevoia de negociere este mai mare ca oricând. Dar nu vreau să fie o discuție filozofică, dar trebuie să vă întreb acest lucru. Vă rog. Pentru că multă lume ar putea spune, bun, negociezi, dar trebuie să știi ce negociezi. Și atunci, negocierea este mai degrabă un instrument de a obține un anumit rezultat sau este un scop în sine, adică trebuie să ai specialiști care să știe negocia și alături de ei să ai și specialiști care urmăresc obiectivul respectiv, să fie realizat într-o măsură sau alta, sau negociatorul trebuie să fie și cel care știe să negocieze, dar și să atingă obiectivul respectiv, să știe și domeniul pentru care negociază. Vă mulțumesc pentru întrebare, este chiar binevenită. În primul rând, prin activitățile academice pe care le dezvoltăm, adică cele de predare, învățare, negocierea este un obiectiv, pentru că noi trebuie să obișnim specialiștii în domeniul relațiilor internaționale, dar nu numai, și aici am în vedere și actorii din mediul politic și economic, cu acest obicei de a negocia. Pentru că vedeți ceea ce se întâmplă în mediul politic românesc, dar în întreaga regiune din care facem și noi parte, nu suntem obișnuiți cu acest comportament de negociere. Ei, actorii politici trebuie să vadă că negocierea devine un instrument util în îndeplinirea obiectivelor politicilor de dezvoltare, de exemplu, dacă ne referim la actorii politici. Și foarte ușor putem să facem astfel diferența între ceea ce este negocierea și ceea ce este târguiala, dacă vreți, tranzacționarea, pe care o vedem foarte des practicată și exemplele sunt numeroase, mai ales din viața politică națională. Spuneți că nu suntem obișnuiți cu acest concept al negocierii, așa cum ar trebui să arate el la nivel
european și probabil internațional, pentru că multă lume spune că dacă negociem, de fapt, ne târguim, așa cum ziceți. Care ar fi diferențele majore? Adică de unde știi până unde e târguiala și de unde începe, de fapt, negocierea? Așa cum la curs le spun și studenților că de obicei clasificările au la bază un obiectiv didactic sau un motiv didactic, diferența dintre negociere și târguială se vede din amicitatea procesului, din substanța procesului și desigur negocierea urmărește obiective pe termen lung, pe când tranzacționarea are obiective pe termen mediu și scurt de obicei și urmărește obținerea unor beneficii imediate, însă consecințele unei tranzacții pot să fie chiar nefavorabile, dacă nu chiar dubioase. Am înțeles, da. Și acest lucru sună destul de dificil pentru cultura noastră politică. Deocamdată vedem ce ne va rezerva viitorul. Dar să revenim, vă rog, doamna profesoară, la activitățile centrului redeschis la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Centrul de Negocieri Internaționale. Care sunt planurile dumneavoastră cu acest centru? Care vor fi proiectele acestui centru? Cui se adresează? Adică pot participa doar studenți sau putem participa și noi, cei care suntem pur și simplu interesați de acest domeniu, fără să avem o anumită pregătire? Centrul se adresează studenților universității noastre, nu doar ai Facultății de Studii Europene. Așa cum am mai realizat și în anii anteriori, principala activitate a noastră este dezvoltarea acestor capacități de negociere care se va realiza prin simulări. Desigur, împreună cu colegii mei, cu doctoranzii mei, vom realiza aceste simulări. Desigur, ne vom adapta în acest an academic realității virtuale. O altă categorie de activități vor fi prelegerile. Vom invita negociatori experimentați care să ne împărtășească din experiența lor și așa cum am avut astăzi bucuria de a-l avea alături de noi pe distinsul profesor dr. Paul Mierță, unul din cei mai reputați negociatori ai Comisiei Europene, profesor universitar la Erasmus University, dar și la Universitatea din Leiden. Tot așa vom avea invitați din mediul politico-diplomatic, dar și de afaceri. Și aici deja am început să deschid o portiță înspre mediul economic. Desigur, cu echipa noastră suntem pregătiți de a face față și solicitărilor care ne vin din partea mediului economic, pentru că până la urmă și actorii din economia românească din regiunea nord-vest trebuie să înțeleagă că sunt actori pe piața unică europeană și aceasta înseamnă că trebuie să mânuiască, dacă vreți, negocierea europeană. Este un modus vivendi în care trebuie să-și desfășoară activitatea și va ajuta de asemenea și pentru o mai bună reglementare a raporturilor dintre angajați și angajatori și toate, desigur, vor veni în sprijinul proiectelor de investiții sau de dezvoltare pe care domniile lor le desfășoară. Deci ceea ce încercați să faceți, doamna profesoară, este să legați într-un fel activitatea academică pe care o realizează acest centru cu chestiuni cât se poate de practice, de, chiar de zi cu zi, nu trebuie să discutăm neapărat despre politică la nivel înalt, pentru că, iată, și în spațiul economic e necesar să existe astfel de abilități, spuneți. Exact, ați sesizat foarte bine, însă știți și dumneavoastră, pentru că suntem colegi la Universitatea Babeș-Bolyai, una din misiunile universității noastre este tocmai aceea de a dezvolta și legătura cu societatea, cu comunitatea, cu mediul economic. Știți că și domnul rector al universității noastre, profesorul Daniel David, care a fost prezent astăzi, ne-a transmis acest mesaj și dacă vreți să ne
transmis și liniile de ghidare pentru dezvoltarea acestui centru. Desigur, un element important despre care încă nu am vorbit, dar care se situează în centrul preocupărilor noastre, este dezvoltarea competenței de cercetare. Acest lucru se va realiza și prin echipa de experți pe care o am. De la nivelul programului doctoral, am doctoranți în coordonare care au ca temă de cercetare teme legate de negociere și, desigur, din acest an voi relua și masteratul de management și negocieri internaționale și europene, care a fost pornit în 2015 și pe care doresc iarăși să îl relansez și astfel activitățile se vor desfășura, dacă vreți, prin colaborare. Sunt foarte bucuroasă, de asemenea, să vă anunț că de curând am intrat în legătură cu un prestigios centru de pregătire în domeniul negocierilor, foarte cunoscutul Colegiul de Relații Internaționale din Zürich, și vom începe această colaborare, care desigur este mai complexă, dar un prim pas va fi participarea pe care o să am alături de un grup împreună cu un grup de studenți la un eveniment, o conferință internațională pe care o vor desfășura în luna iulie acestui an, desigur tot în mediul virtual. Pentru că ați făcut de multe o referire la mediul virtual, nu pot să nu mă întreb cum se desfășoară negocierile în mediul virtual și în ce măsură trecerea în online prin atât de multe activități ale noastre de zi cu zi, atât activități, evident, în primul rând profesionale, dar și o bună parte a activităților noastre personale, să spunem astfel, legătura pe care o avem cu prieteni de-ai noștri din străinătate, s-a mutat în online. Care ar fi marile diferențe pe care ați putea să spuneți că le-ați sesizat în această perioadă cu privire la modul în care se desfășoară negocierile? Pentru că într-o discuție precedentă pe care am avut-o cu dumneavoastră la o emisiune luna trecută, spuneați că negocierea înseamnă și aspecte mai puțin formale. Negocierea înseamnă și cunoașterea foarte bine a celor cu care negociezi. Cunoașterea, hai să o spunem, probabil va suna machiavelic, dar și cunoașterea slăbiciunilor celelalte persoane. Mediul online, e senzația mea, dar vă rog să mă corectați dacă n-am dreptate, estompează toate aceste aspecte. Și atunci, cum se pot desfășura negocierile și cum se poate învăța negocierea în online, având în vedere că aceste lucruri pe care le-am menționat anterior lipsesc, vrând nevrând? Principala calitate a unui negociator este tocmai adaptabilitatea. Pe lângă faptul că am adaptat aceste simulări de negocieri la mediul virtual, vreau să vă spun că una din categoriile importante de negocieri, și tocmai am avut o teză de doctorat pe care am coordonat-o și care a fost susținută la sfârșitul lunii martie, a fost negocieri electronice în situații de criză cu infractorii cibernetici. Negocierea, dacă vreți, deja a utilizat aceste modalități prin inițierea unor programe software care să ne ajute să negociem și în spațiu virtual, dar cu o anumită categorie de parteneri, dacă vreți, și în negociere. Desigur, și asta din experiență personală vă spun, lipsește foarte mult acest contact interuman, pentru că componenta psihologică, sociologică, dacă vreți, chiar și cea de comunicare face-to-face este cea mai importantă în negociere. Ați sesizat foarte bine, domnule Mihnea Stoica, networking diplomacy, adică diplomația de rețea este cea care contează foarte mult în negociere și nu întâmplător ați menționat acest lucru, pentru că cunoașteți și dumneavoastră din experiența de la Bruxelles, că ea este partea cea mai importantă în obținerea rezultatelor pentru care negociem. Ceea ce lipsește cel mai mult este realizarea acestor exerciții de autocunoaștere pe care eu de obicei le realizez în începerea simulărilor cu studenții sau cei care se află pentru prima dată în astfel de pregătiri. Dar încerc să adaptez aceste elemente, să precizez care sunt principalele caracteristici pe care le vom utiliza,
De această dată folosim anumite instrucțiuni și să știți că mediul virtual ne oferă chiar și posibilitatea de a merge în camere separate, cum a fost și exercițiul de astăzi, simularea realizată de colegii de la Universitatea din Olanda. Se dau instrucțiunile, suntem toți într-o încăpere virtuală, după care suntem împărțiți în încăperile noastre, primim instrucțiunile diferite și avem o grilă pe care o urmărim. Eu cred că trebuie să ne adaptăm acestor realități și sunt absolut convinsă că în viitor, când vom depăși această perioadă pandemică, lumea post-pandemică va avea o puternică componentă digitală și eu, desigur, voi utiliza în cadrul negocierilor această componentă în partea de simulare, tocmai pentru că extinde competențele pe care le avem în negociere cu această abilitate, dacă vreți, a digitalizării competențelor de negociere. Deci totuși există și avantaje ale acestei pandemii, da, chiar și în învățarea tehnicilor de negociere. Doamna profesoară, da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Nu vreau însă să încheiem fără să facem din nou o referire la ceea ce se întâmplă în politica europeană și având în vedere că profesorul Merz a fost invitatul dumneavoastră special astăzi, dânsul spunea și ați menționat și dumneavoastră cu ocazia unui alt material din mass media pe care l-am accesat, că negocierile, citez aici, sunt seva funcționării Uniunii Europene, am încheiat citatul. Cum funcționează Uniunea Europeană de un an, în acest an pandemic, cum a funcționat? Cum mai funcționează de un an Uniunea Europeană, doamna profesoară? E ultima întrebare la care o să vă rog să ne răspundeți astăzi. Uniunea Europeană se adaptează. Desigur, nu putem să spunem că totul este foarte roz, dar noi trebuie să apreciem eforturile deosebite pe care le-a făcut Comisia Europeană. Mecanismele și procedurile pe care le-a pus în mișcare tocmai pentru managementul, de exemplu, acestui proces al vaccinării. Însă, știți și dumneavoastră, politica de sănătate este în competența statelor membre. Capacitatea statelor membre de a gestiona această criză pandemică este cea care a prevalat. De aceea unele din state, ca să mă duc chiar într-un exemplu concret, au putut să gestioneze vaccinarea mult mai bine și chiar de dimineață profesorul Mirz, pe care dumneavoastră l-ați menționat, aprecia România pentru modul în care a desfășurat vaccinarea. Să știți, deși la noi apar foarte multe critici. Sunt foarte multe sincope, știți și dumneavoastră. Uniunea Europeană nu a fost creată pentru un număr atât de mare de state, însă în momentul în care apar discuțiile referitoare la reformarea Uniunii Europene în sensul sporirii vitezei în care se iau deciziile, apar foarte multe dezbateri. Ceea ce trebuie să rețineți, și chiar vă mulțumesc pentru citatul pe care l-ați menționat, în engleză sună mai bine, negotiations are the lifeblood of the European Union, exprimă de fapt și ideea după care a fost concepută Uniunea Europeană, comunitatea europeană, este chiar principiul enunțat și de Schuman, da, prin declarația de la 9 mai 1950, iată că ne apropiem foarte repede de această frumoasă aniversare. Desigur, negocierea europeană nu este simplă. Este un proces complex, se desfășoară pe mai multe niveluri, se desfășoară între niveluri, pe același nivel, este multistratificată și puternic situațională. Însă întotdeauna, și vreau să subliniez acest aspect, depinde foarte mult de networking-ul, de rețeaua pe care și-o creează fiecare stat membru, negociatorii, adică diplomații acelui stat. Depinde, da, de abilitatea cu care își urmăresc obiectivele. Să sperăm că odată cu funcționarea Centrului de Negocieri Internaționale de la UBB Cluj, aceste aspecte vor fi și mai bine înțelese de către România. Doamna profesoară, vă mulțumesc încă o dată și vă aștept și cu altă ocazie aici la TVR Cluj. Mult succes, numai bine, la revedere! Vă mulțumesc mult, la revedere, multă sănătate, gânduri bune! Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră din această seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!